început de mandat un pic mai special, pentru că, iată, el a intervenit în mod nu foarte fericit, aș putea spune, pe fondul rezultatului acestui referendum privind ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. E o stare foarte fluidă în momentul de față în opinia publică britanică, în mediul politic din Marea Britanie. Există foarte multe semne de întrebare și necunoscute despre cum va fi parcurs mai departe acest drum. Sigur că noi ce putem face e să urmărim foarte atent ce se întâmplă în mediul politic, ce se întâmplă la nivel instituțional și în paralel să construim diferite scenarii și mai ales să evaluăm pe fiecare palier în parte consecințele pe care acest drum le va avea în funcție, sigur, și de rapiditatea, să spun așa, cu care va fi parcurs. Deci, deocamdată, să spunem așa, suntem într-o fază de evaluare, de dialog, de încercare de a vedea ceea ce chiar și britanicii par a nu ști foarte clar, anume ce și cum și când se va întâmpla mai departe după rezultatul acestui referendum. Sunt foarte mulți care cred că referendumul poate să fie reversibil. Eu personal mă îndoiesc, pentru că până la urmă aici în Marea Britanie e o tradiție foarte consolidată democratică, dar cum se vor întâmpla lucrurile în viitor, cred că în momentul de față nimeni, nici la nivelul instituțiilor britanice și nici măcar la nivelul Uniunii Europene și a statelor membre, nu poate să evalueze. Este un experiment fără precedent. Nu există practici. Sunt și evaluări foarte diferite apropo de intervalul de timp în care o asemenea ieșire se poate produce. Sunt zeci, sute mii de probleme pe care o asemenea ieșire le pune, probleme cu care niciun stat și nici instituțiile europene nu s-au confruntat până la urmă niciodată, pentru că totuși apartenența la Uniunea Europeană a creat mii de fire prin care o țară e legată de spațiul comunitar. Vom vedea până la urmă cum vor decurge lucrurile și sigur va fi important și cum se va structura poziția României în acest dialog.